3 de 95? No, 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 no. Hai. De final ceva bun. Salut și bine v-am găsit la al doilea clip din noua noastră serie, schema D. Practic este primul clip pe contul unui abonat, pentru că primul clip a fost așa, de prezentarea acestei serii și l-am făcut pe contul meu. Nu se pune, avem contul lui Alex, abonat, moderator de mult timp, îl sărutăm și mulțumim că ne-a oferit contul pentru a face acest clip senzațional și poate deja vedeți după resurse ce cont e ăsta. Că te doare capul, 2 miliarde jumate acolo de coins, multe gemuri și echipă de 105 OVR. Procedem în a face schema Ț, care recapitulăm, puteți să vedeți în descriere, de fiecare dată o să vedeți la clipurile din această serie o scurtă descriere cu explicația ce facem noi în această serie, dar ca să recapitulăm, avem 3 părți, o parte în care dăm notă contului fiecărui abonat, în cazul de față Alex, după acest tabel minunat pe care îl vedeți pe ecran, îl adaug eu acolo la editare, oamenii care sunt acum pe live nu-l văd. Deci dăm 5 note, după facem o medie și napoftim nota minunată la cont, apoi facem pack opening, depinde de ce resurse are omul, pack-uri de la eveniment, de pe store cu gemuri, de la extra time, de la division rivals, de peste tot de unde găsim resurse și de unde avem evident acceptul abonatului ca să consumăm resurse și să deschidem. Și a treia parte ține de schimbări slash recomandări pentru echipă, deci acolo eu zic, bă, uite, pe poziția asta ar fi bine să aduci jucătorul X. Dar este părerea mea subiectivă, nu e neapărat omul să facă asta sau nu. Sau pot chiar eu să cumpăr un jucător anume și să îl aduc la echipă, iarăși dacă am permisiunea abonatului să merg eu să cumpăr pe market un anume jucător și să îl bag acolo la echipă. Așa este seria, asta facem astăzi și hai să vedem. Echipa domnului Alex, eu o știu în mare parte pentru că am mai trecut la review-uri pe live-uri. Arată senzațional, cu toate că el a mai vândut niște jucători care costau insane și că la el, dar Van der Sar ăsta tot e tradable, zicea că îl vânduse pe DH, a făcuse mult profit, dar și ăsta e tradable, dar mi se pare că l-a cumpărat și uite cât costă și nemernicul ăsta. Olo. Deci conform tabelului trebuie să dăm întâi o notă pentru ratingul echipei. În acest moment ratingul maximal este de 108. Dar asta nu prea poți să faci tu 108 OVR decât dacă bagi cash în joc. 107 ar fi mai doable pentru oamenii care au avut și mult noroc și știți voi. Dar pentru oamenii normali care au jucat consistent de la început, 105-106, cam ăsta este nivelul în acest moment. El ar putea lejer să atingă axele 106, el ați văzut la ce coin și are resurse să-și mai aducă niște jucători, deci îi dăm un 4,5 cinstit instant la capitolul OVR. 5 am zis, dăm la ratinguri maximale, deci nu prea o să aibă nimeni 5 presupun. Aici să fie gen 107-108 ratingul în acest moment, greu. A doua notă o dăm pentru calitatea jucătorilor. Ba, pe ăsta știu că e senzațional, eu am avut varianta cealaltă de 98 ratingul de bază și e senzațională. Ăsta la fel, îl are pe Ronaldo ăsta de 101, n-ai ce să zici, printre top 3, acum mai sunt și jucătorii 102-103, hai să zicem, dar tot în top 5 la sigur striker se încadrează Ronaldo Grăsuțu în acest moment, Jairzinho l-am și eu senzațional, Rijkaard de asemenea este un CM bun, dar nu e chiar la nivelul lui Gullit, orice card primește Gullit știți cum este. Absolut superb și Alex văd că îl joacă încă pe ăsta, vedeți, de 97 OVR de la Team of the Year. E cam depășit în acest moment după OVR, dar știu și eu că la cum este jucătorul ăsta in game, nu prea este depășit nici în acest moment, deci un super jucător și el și Vera, l-am, Maldini l-am și eu superb. Cannavaro am discutat mult despre acest jucător de când a fost băgat în live-urile cu review-uri, îmi place, Van der Sar mereu primește super carduri pe portar de Spiderman, Hernandez bun, Frimpong bun, deci la calitatea jucătorilor direct nota 5 pentru Alex. Dacă aș fi fost răuț, poate îi scădeam puțin pentru Gullit care are 97, dar cum Gullit este o bomboană și pentru mine, n-am cum să fac treaba asta. A treia notă, pentru rank-uri și pentru training. Am zis eu că în mod normal dau deja o notă a 5 pentru oamenii care au rank 4 cel puțin la toți jucătorii și level 25 la training, dar Alex, după cum vedeți,
are o grămadă de carduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deja cu rang maximal și cu level 30 la training, deci deja poate să primească 5 și îl are pe Hernandez, Gullit, Vieira și Frimpong și Maldini cu rang 4 și 25 la training. Doar Rijkaard e puțin prăpădit în timp și în spațiu pe aici, n-are niciun rang, niciun nimica. Ce zice Alex aici, că este și pe live, l-ai adus de curând să înțeleg și încă n-ai maschera, nu să-i dai rank A, presupun, nu? Ai, actually, dar cred că nu vrei să-l ții? Să înțeleg, Alexe? O să plece Rijkaard, deci văd că domnul Alex ne zice pe live că o să plece acest Rijkaard, nu-l punem în calculul nostru, deci primește automat nota 5 pentru rankuri și training. Următoarea notă este pentru resursele pe care le are acest domn Alex, acest abonat moderator senzațional, dar ce să vorbim de resurse, că e un cont cum n-am mai văzut. La mine niciodată n-a fost așa ceva, 2 miliarde jumătate acolo de coins, aproape 100 de mii de gemuri, 20 de mii de puncte aproape de astea, Universal Tokens, la Extra Time nici n-are sens să mă uit, dar cred că are și acolo ceva puncte din alea, ca să bage acolo la picuri. Să vedem jucători, are 800 și ceva, are ceva jucători de 95-94... Pentru exchange-uri, Mascherano are gârlă, bă, deci clar primește o notă super mare. Nu are foarte mulți jucători, văd 97, între 97 și 91. Ia că am folosit pe toți pentru exchange-uri, chestii, are o mică restanță, dar chiar e un cont care stă senzațional. Acolo pe bază de resurse și Mascherano și jucători de exchange-uri cât de cât. O grămadă de coins, o grămadă de gemuri, o grămadă de universal tokens. Deci, și aici o să-i punem 5. N-avem cum să-i scadem nota aia prea mult. Și pe lângă faptul, vedeți că are o grămadă de Mascherano, are și rankurile alea insane. Aproape la jumătate de echipă are rank maxim și la cealaltă jumătate rank 4. Poți să-i scazi nota? Nu poți să-i scazi nota. Și ultima notă vine pentru skill-ul domnului Alex. Și aici am zis că iau în considerare decât rankul de la versus attack și de la... De la head-to-head, n-are sens să luăm manager modul în calcul, că acolo nu prea e skill, pui meciurile alea pe auto și se rezolvă ele singure. Vedem că a avut maxim 1.040.000 de cupe, deci FIFA Champion 3 acolo la head-to-head, foarte bine, 500 de win-uri în total și aici nu stă rău, la versus attack un 800.000 cu total wins de 7-3-3 acolo. Eu am zis acolo în clipul explicativ, în primul, dacă ați văzut, deci orice abonat, dacă are FIFA Champion 3, fie la versus attack, fie la head-to-head sau la versus attack, da, ziceam, are garantat un 4,5 cel puțin, dar vedeți că la Alex are și un Legendary 2, dar hai să fim reuți și să-i dăm aici un 4,5 să joace și acolo la versus attack, să facă FIFA Champion și după îi dăm 5, hai să-i dăm un 4,5 aici. Că și așa are prea mari note pe acelea. Doamna profesoară se supără dacă dă note mari peste tot. Trebuie să nenorocească ceva cumva undeva, să nu fie media aia senzațională. Și hai să aflăm nota medie pentru contul lui Alex. Deci am făcut prima parte, ne-am făcut treaba, am dat notă la cont, o notă super mare, 4,8. Și meritată, evident. Acum mergem în a doua parte, ce ține de opening. Și începem așa, mai lejeranii, să avem la anniversary premiile din ultima săptămână plus milestone-urile alea cele mai importante pe care le colectăm aici. Ulterior avem câteva pack-uri cu gemuri de pe store și inclusiv o ofertă de la flash sale. Parcă așa zice Alex și cam acolo ne oprim. Am zis tot ce era de deschis. Începem cu reward-urile. În a treia săptămână mă bucur că avem iarăși gemuri pe aici pe care puteam să le primim. Eu trebuie să dau de aici. Credeam că merg să le colectez pe fiecare în parte, dar eu trebuie să dau o mingiuță asta până deblochez toate. Și iarăși poți să dai și aici de 99 de ori? Păi cum? Poți să iei de mai multe ori, de exemplu, același reward, cum ar fi Mascherano? Cum era și la primele două minigame-uri, pentru că clipul ăsta probabil apare ceva mai târziu. Dar în momentul când filmez eu, nici măcar pe contul meu încă n-am luat aceste premii, că este joi când abia s-a introdus acest ultim mini-game. Primim în schimb un pachet bun aici la Alex, un brazilian, striker, de la Brentford. Ceva jalnic ca UVR?
Da, un 94. Dar este el untradeable. Dar oricum e binevenit pentru exchange-uri măcar. Așa, nimic interesant din acele reward-uri, dar să vedem milestone-ul 97-100. Nu poate să ia vreun jucător care să se integreze la echipă, dar măcar se vine ceva high-rated. 98, 99, 100, nu minim de 97, că eu așa am luat doar, mi se pare, de la aceste milestone-uri. Odată mi se pare că am luat pe unul dintre cele două conturi, unul de 99 și ăsta mi se pare că e award pe care l-am mai prins. Exact, de 97. Super! Și acum milestone-uri pentru care am muncit cu toții 4 săptămâni la acest eveniment senzațional anniversary și n-a avut măcar bunul simț să pună ca posibilitate să ieși un 102 sau chiar 103, pentru că oricum nu prea prinde nimeni așa ceva de aici. Toți o să primim ceva de 99, de 100 maxim. João Cancelo, cred că ți-ar intra, da, aveai Hernandez, aveai ceva varianta lui Hernandez acolo? Parcă din ce văzusem, ăsta ți-ar intra, nu? Vreau Roberto, păi tu vrei multe, dar să zicem așa, teoretic, măcar ți-ar intra. Dacă vine, îl joci. Până ajungi tu la Roberto Carlos de 103. Murim. Cu Alex și echipa lui de vis. Că nu intră nici João Cancelo, că vrea Roberto Carlos de 103 el. Ia vezi. Ia vezi la el ce pofte are. Nu-l joc. Degeaba deschidem pachetul ăsta, băiți. Că intră la exchange. La exchange intră Messi. Messi. Era. Ah, no. Vezi că e bine, tată. Ratingul maximal de putea să fice 101. Mă gândeam la Crouch-ul la Icon. Era. Dar nu era. Nu era argentinian. Nu știu de ce m-am gândit la el. Superb. Un jucător de 101, nu știu cât costă pe market, să zicem, oricum e untradeable, dar așa ca valoare eram curios. Na, creau ce ăsta e englez, tap. N-avea nicio treabă, nu știu de ce mi-a venit în cap, dar n-am fost atent la acest Alvarez că există. A avut ceva noroc, domnul Alex, nu? Alex și iarăși revin, bă, băgați exchange-uri noi în joc, unde să poți folosi jucătorii ăștia super high rated, pe care nu-i poți băga la echipă, dar să-i poți băga la ceva exchange mai bun decât astea care sunt acum, in-game. Că nu o să-l bag la un exchange din ăsta, 95-103. Deci Alex mi-a zis să fac acest exchange minunat, dar o să-l facem după ce mai deschidem pachetele și altele. Deci mai mergem la anniversary, avem de la flash sale oferta aia, nu-i așa? Avem pachetelul minunat, echivalentul ăluia de 3000 de gemuri, doar că costă cu 500 mai mult aici, doar că virgulă costă. Și o să-i luăm noi... un Buffon. El are pe Van der Sar la cât are 100 ratingul de bază, parcă era la el. Deci ar fi un upgrade semnificativ de la cel Van der Sar la Buffon. Hai să vină. Eu la conturile mele zic la mișto că n-am noroc și chestii, pentru că așa e. Dar la el, după ce a picat de la milestone un jucător maximal ca rating, posibil, nu m-ar mira să mai vină vreo bomboană ceva de undeva. Hai să vedem. Când văd Spania, mi se strânge stomacul. Spaniol de la Roma. 98, Mario Hermoso. E hermos acest Mario, e frumos. După cum ne-a sfătuit domnul Alex, mergem cu pack-ul de 4000 și alea două de 3000 aici de pe store. Celelalte știți că nu prea sunt value. Astea, în schimb, sunt value. Și un Thierry Henry, un Roberto Carlos, ceva tradable. Cam ar fi de dorit, stați că avem reclamă, iarăși cu femeia aia de vă ziceam, femeia copac. Este walkout, ceva hero mostovoi, no, 93 mostovoi, aolo, ce mi-a mâncat sufletul când abia se băgase evenimentul ăsta cu heroes. Era mișto walkout-ul, dar mi l-a dat pe mostovoi ăsta de numai, e la minim acolo ca preț, îl bagă la exchange-ul pentru coins. Că altceva nu prea are ce să facă. În prima zi am prins Zeroberto de aici. Aia e. Really? Zeroberto ăla hero de 102? N-a poftim. Tradable. N-a poftim. Ce să facem? Eu tot, dar am tradable. Uite și Dima. Ia vezi, bă, ce noroc au oamenii în afară de mine. Toți au noroc. Dăm ceva. Osimhen. Sau nu e Osimhen?
Ce troll! Ce troll! Ce troll! Putea să fie Osimhen! Murim! Murim, bă! Asta direct la exchange, da, da, îl băgăm la exchange. Țeacă, troll, da. Dar chiar am zis, după ce, dacă era pe codul meu, adică nici n-aveam vreo speranță la Osimhen. Ziceam, sigur e altceva, de 97-98, dar fiind contul lui Alex, am zis că la el s-ar putea. Și mai avem de aici pachetelul celălalt de 3000 de la Conmebol Libertadores. Conmebol Libertadores. Aici tot poate să-mi facă ceva troluri, presupun, nu? Poate să facă multe troluri, dar aici e walkout-ul ăsta basic, practic. Pentru jucătorii normal, normal de la Conmebol. Și dacă e vreun icon, e walkout-ul clasic de la începutul jocului pentru icon. Deci ne dăm seama instant dacă e jucător sau dacă e icon aici și sperăm din tot sufletul, din toată inimioara și din toate inimioarele oamenilor de pe live că o să vedem walkout-ul de icon, pentru că acolo garantat e ceva interesant și cu rating mare. Da, nu prea e garantat, e băiatul ăla de la am prins și eu, sau nu, nu e el. Ăla era central back, mi se pare, uruguayan. Sau ăsta era Cabrera, nu, era altul. De 98 la mine, parcă, nu mai știu. Sau tot de 99. Fratele lui Suarez, mă bucur că ai venit. Material de exchange. Hai cu Ramirez, hai că a venit și Zico și Ramirez, Alex. Noroc mare n-am adus decât de la pack-ul ăla de la anniversary, din păcate. Avea două pack-uri și la quest-uri și mergem să facem și exchange-ul ăla limited ulterior. Vă amintiți, v-am zis, am prins de aici un goalkeeper de 100 de la, încă mai de mult, de la, cum era eventul ăla cu Cafeniu, Centurion sau ceva. Și făcusem vreo 100 și ceva de milioane din pack-ul ăsta de la daily quest-uri. Alex, în schimb, primește totuși un Beckham de 90 care, dacă vrei să-l bagi la exchange, băiatul ăsta ar fi un milion jumate, nu acolo la exchange. Deci pe ăsta poți efectiv să-l vinzi pe market și te faci cu niște coins buni. Deci i-a picat unul de 90, dar nu un oricare de 90, care are valoarea uneia de 93 aproape. Unul de 93 se bagă acolo cu cât? Cu 7 milioane la exchange-ul de coins, parcă. Deci acolo între un 92 și 93. E bine. Și avem și pachetelul ăsta, după ce completăm toate milestone-urile și luăm toate reward-urile de la anniversary, un Mascherano și un anniversary daily offer. Trebuie să vină Mascherano și pachetelul ăla minunat. E ceva de capul lui sau nu e nimica de capul lui? Dăm să văd, dăm să văd, dăm să văd. E walkout. Hero din ăsta era ceva de 94, mi se pare, dacă ține minte bine. Nu, e Beasley, e varianta asta care a fost și la evenimentul Hero, știți, care a stat în joc, cum e și Icon Chronicles, acum așa era eveniment Hero, Heroes, înainte, și acest Beasley era pe acolo, puteai să-l deblochezi, din ce ține minte, nu știu ce să zic, stați că s-a blocat de tot, 3 de 95, no. Hai, de final ceva bun. Du-te cu trollurile tale că nu mai pot. Nu mai pot cu trolluri. Am zis, dacă era pe contul meu, nici nu mai trebuie să-l tai inima. Cum am văzut mai devreme Nigeria, nu? Pentru naționala lui Osimhen și cum am văzut aici Rusia pentru Yashin. Dacă eram pe unul dintre conturile mele, stăteam lejer, chill, garantat nu e ce aș gândi eu că ar fi. Dar fiind pe contul lui Alex, mă gândeam că poate un Osimhen, poate un Yashin, dar da, troll în ambele situațiuni. Atâta cu capitolul de opening. Am deschis multicele pachetele, am avut de la pe contul lui Alex, din păcate nu jucători superbi, dar am prins măcar unul de 101, 1-2 mi se pare de 99. Să sperăm că bagă măcar ceva exchange-uri.
mai importante unde să poată să utilizeze acești jucători, că la echipă nu prea se încadrează nici unul. Și ultima parte din clipul nostru cu schemațăm ține de recomandări la echipă. Alex e aici pe live, deja mi-a zis, el are planuri, ce cum vrea să aduc aici la echipă. N-am eu unde să-mi pun ale mele 3 copeici, deci după ratinguri, următorii jucători de ar trebui schimbați la el. Evident este Gullit, Frimpong, Hernandez și cam ăștia inițial și mai târziu Mbappe. Acum Mbappe poate să mai aștepte. Deja Alex mi-a și zis că în locul lui Gullit trebuie să vină un alt Gullit. Așteaptă unul de 103 pe care speră să-l primească cât de curând, poate chiar la următorul eveniment. În locul lui Rijkaard, nu știu ce ar dori el aici. Aici uite, putem să-i facem noi o recomandare de un alt CM. Sigur are el ceva în cap, dar vreau eu să-i dau și acolo o recomandare. Pe left-back, din ce am înțeles, vrea Roberto Carlos de 103. O altă recomandare mai bună nici că îi pot face. Să sperăm că va face rost de el, să-i ținem pumnii. Și pe right-back sunt multicele variante. Acum pe right-back este acel mai con, mai erau. Hai să vedem un CM și un right-back. Să îi recomandăm, nu cumpărăm nimica. Prețurile sunt mari pe market și Alex nu vrea să cumpere nimica chiar acum. Mataus! Lasă-mă, Alex, să-ți fac eu recomandarea, că-ți făceam eu Mataus. Dar stai că iarăși e buguit după poziție, dacă caut, nu mi-arată toți jucătorii, murim aici. Căutăm recomandări doar în categoria asta de 103 OVR. Deci noi ne uitam pe rightback, ziceam de acest Maicon, care arată bine, 106 pace-ul, atributele de defensive super bune. Și mai era încă un bărbat, rightback. Turam era, da. Turam e ceva mai scumpicel, dar este și mai bun. Este și mai bun, deci recomandarea mea, Alex, mâine la prima oră dimineață îl cumperi pe Turam. Ai coin și necesari, dar... Înțeleg, dar uite că și l-a pus, uite bă la el. Și l-a pus acolo la Watch Players. Deci i-am recomandat ce și-a pus el la Watch Players. Și uite că și-a mai pus Mbappe și Mataus. Mataus care era să fie recomandarea mea în locul lui Rijkaard să aducă un CM. Știți că am vorbit despre acest Mataus și într-un clip, când s-a introdus acest card al său. Și am zis, bă, am rămas foarte plăcut impresionat de el. Ce atribute are pentru un CM. Atribut acolo la nivelul de cum primește Gullit în mod normal, deci absolut insane. Nu prea l-am văzut cum e in game la adversari sau ceva, dar pare senzațional. Atâta cu recomandările, practic am încheiat tot ce ne propunem noi să facem în fiecare clip din schema ță, dar Alex mi-a dat acolo challenge, mi-a zis să joc un match la head-to-head, la ce e el, tot pe la FIFA Champion 3. Și mai ales acum, cum știți că e gameplay-ul ăsta varză, o să ne cam spargem creierașii la acest match. Păcat că l-are pe acel Rijkaard acolo pus intermediar și n-are stats-urile boostate, rank-uri, chestii, nimica n-are. Practic este la all-time high acum, la 1.040.000 de cupe. Și uite, a mers din win în win din ce văd eu, Alex, aici. Hai să-i facem noi un lose, să-l dăm mai aproape de pământ, să stea mai cu picioarele pe pământ, că prea așa, are 4.89 nota la cont. Super echipă, resurse gârlă, are FIFA Champion 3, ia să-i dăm noi așa să vină așa cu noi muritorii de rând, să coboare câteva trepte, să-i dăm un lose, mamă ce echipă are și ăsta doar din anniversary, îl joacă pe Roberto Carlos ăla de la Icon Chronicles, am văzut că mulți îl joacă, e o super variantă și ăla, la rating nu e foarte mare, dar te scapă de niște... milioane bune de coins pe care ar trebui... Mamă, stai că ești puțin lagiș. Revinoți, n-avem nevoie de lagiș. Acum? No, face schema, no! No! Mi-a făcut schema, bă, și a mers cu Ronaldo ăsta de la Team of the Year de 97. N-ai ce să faci. Trebuie doar să fii aware la început și să scoți inițial portarul. Cum vezi vreun hint că vrea să facă schema asta de început adversarul. Că altfel, dacă iese, n-ai ce să-i faci. Am intrat așa niciun meci astăzi și mă bagă Alex să joc la FIFA Champion. Cu toți nebunii ăștia, acum. Neîncălzit, ne-nimica, hai că rupe meciul. Rupe meciul ăsta de numai. Mbappe, ia balonul, ia balonul. Nu! Ok. Ok. Nu! N-acolo pas, am vrut la ăsta, la altul. Stai așa. Stați așa puțin.
Stați așa că... O secundiță. Stați că îmi revin. Eu vă zic, eu ultima săptămână n-am jucat deloc competitiv. Deloc meciuri de versus attack, head to head, adică cât pentru quest-uri. Și am jucat FC25 mai mult. Și acum îmi umblă degetele astea pe tastatură că nu știu ce să fac cu ele. Nu știu ce să fac cu degetele astea pe tastatură, cum să joc efectiv. Mamă, ăsta deja se bucură că a câștigat, deja trage de timp. Ce faci, tata? Un gol din schema ță și gata? Din schema, trebuie să nu mai numesc asta, schema ță, gata. Seria noastră de pe canal se numește schema ță. Asta e schema, nu știu, Z, X, W. E altă schemă. Nu mai am timp, nu mai am timp. Mamă! L-a trimis 5 km în spate pe... Bă, mi-a dat doar un gol din schema ță. Nu se pune, nu e luz ăsta. Notă la kit? Bă, kit-ul arată bine. Ice and Fire, nu e nimic legat. Știți că erau cu cristalele astea la Team of the Season ceva. Da, mișto kit-ul. Atâta. Pe contul domnului Alex a decurs de minune schema ță. La toate capitolele, mai puțin la improvizație cu meciul ăsta de final, n-a fost bine. Dar dați like, abonați-vă, noi ne auzim data viitoare. Bye bye!